vot la obiect. Promovare electorală. Bun găsit, doamnelor și domnilor, bun găsit, Oltenia! Începe, iată, campania electorală, începem și cu primii invitați. Pro-România este în studioul nostru, așa că vom vorbi cu domnul Alin Văcaru și cu domnul Alexandru Baicu Ciudin. Unul merge la Camera Deputaților cu intenția asta și celălalt la Senat. Vă spun bine ați venit la noi în studio și la radio, și pentru că ne dorim o campanie echitabilă și corectă pentru toată lumea, toți candidații, pentru toți târgujienii, aș vrea să vă rog de la început să folosim așa discursuri care nu instigă la nimic. Deci mi-am făcut datoria de moderator, așa că vă las pe dumneavoastră, domnul Văcaru, să deschideți această discuție. Eu vă urez de acum succes tuturora. Nu este o campanie ușoară, având în vedere că este pandemia, dar nu zice nimeni că nu se poate face cu măsurile de rigoare. Așa este. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bună ziua tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Este prima zi de campanie, din păcate este o campanie atipică, la fel cum a fost și la locale, dar acum parcă este și mai rău, pentru că noi acum venim direct din campanie, și atât eu cât și colegul meu Alexandru. Și vreau să vă spun că lumea este foarte reticentă. Mulți nici nu ies la poartă, ne spun să le punem pliantul în poartă, să lăsăm acolo, să ne apropiem de dumnealor. Și e normal să fie așa, ținând cont de ce se întâmplă în această perioadă în țară. Deci noastră am avut peste 9000 de cazuri. De la o zi la alta, dar se pare că alegerile se vor ține indiferent de situație, indiferent de cât de multe cazuri vor fi. Alegerile se vor ține și atunci trebuie să ajungem la fiecare om, să încercăm să ne facem cunoscuți. Pentru că atât eu cât și Alex suntem într-un partid mic, acum am făcut fuziune, știți foarte bine și noastră, cei de la colegii de la ALDE împreună cu Pro-România, o să facem o fuziune, că durează, sunt niște etape. Duminică deja avem congresul Pro-România, congresul ALDE, după care va fi un congres comun unde vom lua această decizie, dar mai durează probabil până la începutul anului viitor, până când vor ieși și actele de la judecătorie, ca să putem spune că s-a făcut acea fuziune, unde Pro-România se va numi Pro-România Social-Liberală. Dar până atunci, colegii de la ALDE, cei care candidează, pentru că așa s-a luat decizia în fiecare județ, dacă eu de la Pro-România candidez la deputați, la Senat să candideze un coleg de la ALDE, vor candida pe listele Pro-România și au făcut adeziune la Pro-România și vor candida pe listele Pro-România. Noi încercăm să convingem oameni că vrem să construim o nouă generație de politicieni. Atât eu cât și Alex, eu am 42 de ani. Alexandru mulți are, înainte. Mulțumesc la fel. Alexandru are 38 de ani. Domnul Victor Ponta, președintele nostru, promovează foarte mulți tineri și eu, care fac de foarte mult timp politică, mai exact de prin 99, am început la PSD și acum sunt alături de Victor Ponta în Pro-România, vreau să vă spun că am găsit foarte mulți colegi și mai ales că sunt majoritatea președinților de la Victor Ponta. Păi da, spuneți că e un partid nou, dar până la urmă sunt nume notori acolo. E un partid nou pentru că au venit foarte mulți tineri, chiar și astăzi în campanie. Noi ne-am împărțit pentru că județul este foarte mare, perioada de campanie este doar de o lună de zile și nu avem timp efectiv, mai ales că nu putem să mergem foarte mulți, mergem câte 6-7 să stăm de vorbă cu oamenii și atunci am împărțit Alexandru cu o parte din colegii de la deputați merge într-o anumită comună, eu cu colegii de la Senat, o parte din colegii de la Senat și bineînțeles cu echipa de campanie, mergem în alte comune ca să încercăm să ajungem la toți cetățenii județului Gorj, pentru că este și perioada asta de toamnă-iarnă care probabil vor mai și ploua, poate va și ninge și atunci încercăm pe cât posibil să ajungem la fiecare cetățean, în primul rând să ne prezentăm, atât eu cât și Alexandru. Eu poate că am mai multă notorietate, da, pentru că am și activat... Da, o să lăsăm pe domnul Alexandru Baicu Ciudin să ne spună de dar ce... vreau să vă spun că Alex e gorjan jet pe jet de cum l-am cunoscut. Deja și învățat să vorbească cu fusei, mersăi, chiar dacă e plecat de foarte mult timp în București, el are aici familia în Gorj și vine de fiecare dată cu drag în județul nostru. A acumulat o experiență în București, unde știți foarte bine, sunt foarte mulți gorjeni, gen cum a fost și de la colegii de la PNL, Iulian Popescu, un tânăr de succes din județul Gorj, care a făcut și face afaceri în continuare în municipiul București,
dar care a venit să candideze la Gorj pentru a-și pune experiența acumulată de-a lungul timpului să vină să o pună în practică și în județul nostru, pentru că nu uită de unde a plecat. Păi ați văzut și Brâncuș și Tătărescu, adică exact. Nume de aici au plecat peste tot și dincolo de granițe. Domnul Alexandru Baicu Ciudin, spuneți-mi, vă rog, cum, cât de grea este campania acum, cât de ușor sau greu este, nu numai în pandemie, dar să răzbați pe o piață politică ca un partid care, iată, este nou, dar cu nume notoric, cum am reușit să spun puțin mai devreme, și care sunt aspirațiile dumneavoastră, pentru că fiecare care veniți aici vreți să faceți ceva pentru gorjeni. De multe ori vrem și nu putem, dar vrem. Cert este că vrem. Da, bună ziua! Având în vedere condițiile în care se desfășoară campania electorală, vă dați seama că nu o să reușim să ajungem la atât de mulți gorjeni precum ne-am propus noi inițial. Pentru mine este o onoare și o mândrie să pot să am șansa de a fi candidat din partea Pro-România a județului Gorj și să am șansa de a putea reprezenta gorjenii în Parlamentul României. Munca noastră, să știți că este foarte plăcută, având în vedere că și echipa pe care am întâlnit-o aici la Pro-România Gorj, 90% din membrii Pro-România Gorj sunt tineri. Până la urmă și eu sunt tânăr și Alin și ne dorim să facem politica în primul rând pentru tineri și cu tineri și bineînțeles pentru seniorii noștri care avem o responsabilitate față de ei, pentru că datorită lor am ajuns unde am ajuns. Se aștepta și din partea populației vis-a-vis de aspectul ăsta o altă generație? Credeți că și de aici oamenii au alte așteptări de la politicieni? Cumva am văzut ce s-a întâmplat la marile partide politice, cum au fost un pic trași pe dreapta cei care au fondat sau au fost membri fondatori sau supleanți pe acolo, dar iată, se configurează o generație, cum spuneți dumneavoastră, nouă, cam pe la toate partidele, adică pe liste sunt tineri, mai mulți ca niciodată. Să știți că în momentul în care am hotărât să fac politică, principalul meu obiectiv a fost să încerc să atrag cât mai mulți tineri în politică, pentru că degeaba ai niște nemulțumiri, niște frustări și arunci cu pietre în cei care te conduc, dacă nu poziție, încerci nu? Să te implici, să încerci tu, prin forțele tale, să schimbi ceva. Mă bucur că am reușit, eu am fost președinte la ALDE Sector 5, am reușit să construiesc acolo o echipă de tineri. Majoritatea nu au mai făcut politică, au înțeles că singurul, dacă își au o nemulțumire vis-a-vis de clasa politică, trebuie să se implice și de ce nu să lupte să o schimbe, nu? Haideți să vedem care sunt principalele și importantele, cu liniuță așa, obiective pe care le aveți în plan, domnul Alin Văcar. Nu numai ale mele, sunt ale partidului și probabil că toți gorjenii care ne ascultă acum urmăresc și văd ieșirile președintelui nostru Victor Ponta. Principalele domenii de activitate la care noi ne-am axat foarte mult sunt sănătatea în primul rând, că trecem în această perioadă grea și mă uitam și am făcut analize, pentru că noi cei de la Pro-România am depus în Parlamentul României un proiect de lege prin care toată lumea se poate să testeze gratuit, inclusiv la centre private, dar acei bani să fie decontați de statul român. Și am înțeles de la domnul președinte Ponta că deja am primit aviz negativ. Bine, este consultativ. Eu sper că în Parlament, atunci când va ajunge și la Senat și la Camera Deputaților, să-l votăm, pentru că eu cred că asta este soluția. Nu am descoperit noi roata, dar vedem că se practică și în alte țări și se practică și are și rezultate. Pentru că mă uitam și am făcut o analiză, se consumă undeva la 2000 de euro o persoană, se cheltuie la ATI. Acea persoană care ajunge la terapie intensivă stă cel puțin 3 săptămâni. De ce trebuie să ajungem la terapie intensivă când putem să testăm foarte multă populație și persoanele care sunt infectate cu acest virus, COVID-19, să stea cele 14 zile ca să nu poată să mai dea și la alții. Dacă nu facem lucrul ăsta, degeaba ies în presă și președintele României și cei care ne conduc acum și spun spălați-vă pe mâini, purtați mască, toată lumea o poartă. Eu nu cred că cei doi miniștri care sunt acum au ieșit pozitiv de la economie, transportul și economie. Eu cred că și acei oameni au respectat aceste reguli, dar nu este suficient. Și când vezi că aceste reguli nu sunt suficiente, hai să încercăm să facem și altceva. Hai să trecem la pasul următor, ca românii să aibă o speranță.
Dar când vezi lucrurile astea, că nu e nicio speranță și că vezi că de la o zi la alta cazurile cresc, am avut, aduceți-vă aminte că am avut undeva la 100 și ceva de cazuri când am avut stare de urgență. Acum avem 9700 și ce facem? Facem alegeri? Da. Că știi ce se întâmplă la alegeri, câți oameni? Mai mult decât atât, ne gândim și la partea economică, un alt domeniu de activitate care este foarte important și probabil știți, noi am încercat să-l aducem la cunoștință tuturor cetățenilor României acele două măsuri pe care președintele nostru Victor Ponta le-a prezentat și cu acele două măsuri noi încercăm să convingem. Am și spus că este o condiție să votăm după 6 decembrie când se va face un nou guvern, condiția pro-România de a susține orice guvern, fie el PSD, fie PNL, fie USR, fie orice guvern, îl vom susține doar cu condiția dacă vor aplica și vor implementa acele măsuri, pentru că una dintre ele se referă la persoanele fizice, iar cealaltă se referă la IMM-uri. Este foarte important să trecem toți prin această criză, toată lumea să treacă cât mai ușor, zicem noi. Pentru că sunt unii oameni care poate nu simt această criză pentru că au o situație financiară foarte bună, dar sunt foarte multe persoane care și-au pierdut locul de muncă, poate că era singurul loc de muncă, singura sursă de venit din familie și atunci vor trece foarte greu. Și de aceea am venit cu acel venit minim de criză, unde să încercăm, acolo unde este o persoană, dacă are un salariu de 14 milioane, statul să suporte restul de 600 de lei, să ajungă până la 2000 de lei, iar unde sunt mai multe persoane, 1500 de lei, maxim până la 4500. Pentru să, v-am spus, să treacă și nu este un efort foarte mare. V-am și explicat și noastră cum cheltuim niște sume cu niște oameni care ar putea să nu ajungă acolo dacă am încercat să găsim și alte soluții. De asemenea, la IMM-uri. Nu e normal ca cei care, am foarte mulți prieteni care au afaceri, să plătească impozii pe clădiri, pe restaurante, pe hoteluri pe care nu le mai folosesc. De ce să plătești un impozit? Hai pe perioada cât nu îl folosești să nu mai plătim impozit. Hai să încercăm să suportăm statul, să le suporte acelor oameni jumătate din chirie. Și o altă măsură... Victor Ponta a militat pentru asta, exact, chiar de la începutul inclusiv pandemiei. Inclusiv scăderea TVA-ului și la bănci, la, Reca, da, de la 9% la 5%. Foarte vehementă. Exact. Eu cred că sunt niște lucruri normale și nu trebuie să ne cramponăm că sunt venite de la unul sau alt partid. Cred că sunt soluții bune. Eu asta am și militat tot timpul. Inclusiv acum 4 ani când am mers în Parlamentul României. Eu așa am crezut că se va face. Din păcate am fost dezamăgit. Am fost dezamăgit de ce se întâmplă în Parlament, pentru că acolo... Că mai aud foarte mulți oameni care spun mă duc independent în Parlamentul României și o să fac și o să dreg. Nu o să poți să faci nimic dacă nu ești acolo în grupul celor care decid. Că asta se întâmplă, din păcate. Nu poți să faci nimic de unul singur. În Parlament, cei care dețin puterea, ei pot să decide să ia... Și legea, eu am crezut că noi, cei 7 parlamentari de Gorj, 5 deputați și 2 senatori, vom merge în Parlamentul României de luni până miercuri sau până joi, după caz, venim acasă în Gorj, la noi aici în Gorj, și o dată la 2 săptămâni sau la 3 sau la o dată pe lună. Ne întâlnim toți parlamentarii, indiferent la ce partidă suntem, stăm și ne întâlnim cu medici și întrebăm ce probleme au din punct de vedere legislativ și să notăm acele probleme cu care să mergem în Parlament, pentru că problemele medicilor din Gorj probabil că sunt și medicilor din Bihor și din Brașov și din Constanța. La următoarea lună mă gândeam că toți cei 7 vom merge și ne vom întâlni cu profesorii. În ce probleme au profesorii? Și tot la fel cu toate domeniile de activitate. Pentru că așa se face, nu dăm legi la Parlament și după aia stăm 5, 6, 7 luni ca să înțeleagă omul ce am vrut noi să spunem în legea respectivă. Legea trebuie să vină de aici, de jos, de la oamenii care se întâlnesc cu ea, iar noi să o facem să fie... în Parlament, să treacă în Parlament ca să devină o lege în beneficiu acelor oameni. Din păcate n-a fost așa. Fiecare am încercat să găsim greșele celuilalt, care a rezolvat mai multe, că s-a dus la minister. Una e când te duci unul sau doi de la un partid, la un minister, ca să aduci ceva pentru județul Gorj și alta e când mergem toți cei 7 și văd, doamne, oamenii ăștia sunt chiar uniți, fac front comun pentru județul ăsta. Eu asta îmi doresc și împreună cu Ale și cu viitorii parlamentari, care vor fi, că vom fi noi, că nu vom fi. Asta mi-aș dori, să colaboreze. Că numai așa poți să ai rezultat. Dacă unul trage hăi și altul cea, nu o să ai niciodată rezultat. De aceea și acum la guvern și cei care ne conduc, tu ne ia din toate partidele politice, pentru că sunt oameni capabili, oameni foarte buni, profesioniști, care se pricep
și inclusiv în sănătate. Ia și consultă și pe oamenii respectivi. Asta spuneam și când am fost la întâlnirea de la Mutru, unde ne-a invitat domnul Roșca, domnul sindicalist Nelu Roșca, ne-a invitat la o întâlnire de lucru împreună cu parlamentarii. Toți parlamentarii de Gorj au fost invitați, din păcate cei de la PSD n-au venit. De le-am și spus, dom'le, problemele complexului energetic Oltenia, toți ne interesează, pe toată lumea interesează aceste probleme, pentru că noi suntem un județ monoindustrial, din păcate. Și atunci toată lumea este interesată de acest colos. Se centrează, bineînțeles. Se centrează. Și spuneam și domnului Burlan, i-am dat un sfat, nu știu dacă o să le ia în calcul, dom'le, chemați-ne toți foștii directori, pentru că au fost niște oameni, au trecut de-a lungul timpului la conducerea acestui complex foarte mulți oameni capabili, foarte mulți profesioniști. Au fost schimbați din diferite motive, de cele mai multe ori politice. Cheamă și pe oamenii ăia, pentru că și ei trăiesc în județul ăsta, poate că și ei își doresc ca acest complex să aibă o durată de viață cât mai îndelungată. Și atunci cheamă și stai de vorbă cu ei. Nu e greu să dai un telefon, doamne, vă rog, poate aveți o soluție. Când stai mai multe capete luminate la o masă, cu siguranță că de acolo ies lucruri bune, care sunt benefice pentru noi toți. Și al treilea domeniu de sănătate, care ne axăm foarte mult și Pro-România se axează foarte mult, este educația. Pentru că eu am băiețelul meu, este în clasa 8-a, va avea examen anul acesta și nu mai știm cum, ce se mai întâmplă, ce vor face, vor da înțeleg, dăm teze, nu dăm teze, facem școală, nu facem școală, facem online. Online nu se face, de ce să nu le cunoaștem? Online și văd cum stau. Nu e același lucru când ești în clasă, când ești atent, când profesor. Bine, și cred că majoritatea fac numai română și matematică, nu se mai ia în calcul muzica, desenul, abilitățile, că ei își doreau și lucrul ăsta. Banul merge netul, e adevărat. Și atunci nu poți să faci mulți copii care nu au, exact. Laptopuri. Și atunci, eu zic că e un an pierdut. Generația aceasta, anul acesta este pierdut la toate clasele, dar mai ales generațiile care dau examen, este un an pierdut. Și guvernarea ar fi fost grea, cred că, pentru oricine, nu? Eu care sunt de ar fi fost acolo, da. Haideți să găsim, asta vă spuneam, haideți să găsim soluții și să ascultăm pe toată lumea. Eu cred că n-ar trebui să închidem școlile, dacă mă întrebați să vină. Pentru că, știți, acum am uitat că ultimul ordin al acestui comitet strategic național de urgențe, da? A fost închide... acum la 1, ați văzut că domnul Arafat. N-am văzut, eram, am fost la în 12, campanie. La 12, scuze, da. Am văzut că se închid piețele. Da. Deci omorâm producătorul autohton. Așa spune pe tata, noi și păstrăm. Și păstrăm supermarketurile, da, adică acolo nu ne îmbolnăvim când stăm... Dar lumea nu înțelege unele măsuri. Păi nu le înțelege nimeni și nici probabil... Și nu li se par corecte. Nu li se par, dar asta. Vedeți că probabil că toată lumea acum nu mai stă să gândească la soluții. Asta spunea Pro-România. Noi ceream un guvern de oameni care nu candidează la aceste alegeri, cum s-a întâmplat și la locale. Că atunci când ești candidat, cum sunt și eu, ești interesat să mergi să-ți faci campanie. Nu mai stai acolo la birou să găsești soluții pentru cei pe care bine te reprezint. Bine ați zis-o dumneavoastră acum. Da, așa da. Este. Credeți-mă. Bine și punctat. Atunci lasă pe cineva, adună niște oameni care nu candidează, care să stea zi lumină la serviciu să găsească soluții pentru noi românii. Ca așa fiecare este în județul lui unde candidează și merge în teren, ca să spună, dom'le, o să fac asta, o să fac asta, și la guvern și peste tot pe la ministere nu lucrează nimeni. Și ne întrebăm de ce ajungem unde suntem. Adică este o lună de mini-vacanță. Exact, de mini-vacanță, unde noi funcționăm, că de aceea noi folosim aceste, ne întrebau aseară, n-am pus primul afiș, de ce folosim aceste caschete de ingineri. Că noi vrem să construim o altă generație, o generație nouă de politicieni, de oameni care să lucreze în administrație și vrem să ne și protejăm cu acestea, pentru că, din păcate, nu ne-a rămas decât noi să ne mai protejăm și noi să avem grijă de noi, pentru că cei care ar trebui să aibă grijă de noi sunt ocupați, sunt în campanie sau nu se pricep. Domnul Alexandru Baicu, ce v-a plăcut până la urmă în această prima etapă de campanie electorală? Deci ați venit de acolo aici și ce ați găsit? V-am spus, în primul rând am găsit o echipă de tineri. Și fete frumoase avem, să știți, la partid. Asta contează tineri pentru bărbați, nu? Și fete și... am văzut o deschidere din partea gorjenilor vis-a-vis de Pro-România, pentru că gorjenii sunt patrioți. Noi, prin definiție, prin numele partidului... Știți că se zice că din toată Oltenia gorjanul e cel mai oltean. Din păcate... Și în București sunt gorjenii, să știți că prin toate ministerele se găsesc. Se descurcă peste tot. Cu coatele, da. Să vă spun ce nu mi-a plăcut. Am mers prin comune și am văzut cum satele se depopulează de la un an la altul. Și asta e o mare problemă pentru județul nostru, bine, pentru întreaga țară, dar aici vorbim despre Gorj. Noi trebuie să creăm oportunități pentru tinerii noștri aici, acasă. Majoritatea aleg ori să plece în afară, unde, până la urmă, nu cred că alergă câinii cu covrige în coadă, sau în marile orașe.
Nu, noi putem aici acasă să le creăm condiții, să venim să le deschidem ochii, să îi ajutăm, să îi sprijinim, pentru că altfel nu o să reușim să dezvoltăm acest județ dacă ne pleacă tinerii. Este foarte adevărat. Mai este o problemă pe care o ridică și o semnalează lumea și eu militez și eu pentru ea, tocmai de asta vă pun acum, cu pădurile. Nu le place modul în care se defrișează, ce se întâmplă. Aici Pro-România are în vedere păstrarea patrimoniului, grija față de el. Și o spun pentru că eu sunt un om care iubește natura. Cred că toți iubim natura, da? Așa este. Iar eu mă duc militez de fiecare așa dată vehement pentru în ajun la țară, cu drag mă duc să mă plimb prin locurile până mă duceam cu băieții. Te încarci, pur și simplu, da. Vreau să spun că am militat nu acum doar că suntem în campanie și că dă bine la oameni. Eu, cât am fost prefect 2 ani și câteva luni, din păcate am fost schimbat exact atunci când am primit foarte multe sesizări de la cetățeni. Domne, se fură, se face, se dă. Și ați vreo campanii de împăturire, parcă țin minte. Chiar eu, nu, dar chiar eu, mergând odată așa, mergând la țară și ducându-mă pe locurile pe unde am copilărit, am văzut niște mașini care treceau în sunete tiruri și zic, mă, dar ce se întâmplă la ora asta, la ora 6 după masă, să ducă mașinile acolo? Și am sunat pe, la vremea respectivă, la domnul Parepa, inspector general aici la Gorj, și spuneam, vreau să trimiteți un echipaj, că se pare ciudat. Și am găsit acele mașini care nu aveau acte, au fost confiscate, s-a făcut dosar penal, în fine. E, atunci deja discutasem cu cei de la Direcția Silvică, cu cei de la Jandarmerie, cu cineva de la Prefectură, cu Poliția, cu ITM-ul, să facem o echipă mixtă de control, care să nu știe unde să plece. Veneau dimineața, să vină dimineața la prefectură și de acolo să meargă cu omul de la prefectură, unde știa el mașina lui, să meargă în față pentru să-i a încerca așa, să-i găsim. În pentru fapt. Că știți ce? Există o încrengătură între toate, deci să nu credeți că ea fură fără să știe care ar trebui să știe. S-a și dovedit acum, ați zis că sunt o grămadă de arestări acum în această perioadă în județul da. Nostru și nu numai în județul nostru. E adevărat. Și atunci lucrurile astea le puteai face pentru că omul, din păcate, nu mai știe de legi, știe doar de frică. E păcat știe că doar... s-a ajuns aici. Este păcat, pentru că vă spun, sunt zone în care vezi cum e rasă pădurea, nu se mai vede nimic, se vede doar o câmpie. Da, eu chiar am ieșit, să fii mai responsabil chiar și... am ieșit odată public și am luat atitudine și povesteam că am fost sunat de un cetățean al orașului Tismana să-mi spună că se fură cancodul și directorul de ocol silvic de acolo m-a sunat să spună, domnule, că nu e adevărat de unde am eu informațiile astea, că nu e normal să fac altfel de afirmații fără să fie fondate. Uite că acum s-a întâmplat și... Da, pă, până la urmă trebuie să ai și imaginea ca să poți dovedi. Exact. Bun, să ne întoarcem un pic la învățământ, că e foarte important. S-au este. Închis școlile, nu știm pentru câtă vreme, nu știm cum va fi anul. Se discuta de către ministră să vină la școală cei care au examene, deci acele clase terminale, dar încă nu se știe exact cum va fi. Cert este că suntem pe roșu cu în pandemie, Gorjul ca și Timișoara și altele. Și uite, toată țara de luni se năspresc un pic măsurile, vom ieși cu declarații după ora 23 sau ei, după ora 23 virusul, magazinele... acesta, virusul acesta doarme, se odihnește ca și noi toți. Și abia de dimineață domnul începe să... Domnul sunt măsurile, trebuie să le respectăm. Eu sunt de acolo, ați văzut, respectat. Se închid magazinele toate, vreau se lasă spun... doar farmaciile și stat, benzinările. Am stat de două ori în izolare. Odată am stat în izolare 14 zile când un coleg deputat, doi colegi deputați au fost depistați cu COVID și am stat 14 zile în izolare. Și am mai stat odată când băiețelul meu a fost, de asemenea, a avut acest virus și am stat, dar atunci am stat mai puțin pentru că eu am spus de la început că am stat nevinovat pentru că și acum când sunt în campanie eu stau separat de familie. Pentru că merg în teritoriu și dau mâna și mă întâlnesc cu foarte mulți oameni. Nu mai dați mâna acum. Nu de mâna, batem așa, ce dar să mai... vorbim. Sunt și oameni care nu au mască. Eu am mască, dar omul care vorbesc nu are nu, mască. Acum e obligatoriu și pe stradă. Este, dar nu au peste tot. Da. Credeți-mă că nu este peste tot. Cel puțin ne vin din campanie și am stat de vorbă cu oameni, stai la o distanță, dar totuși poate se frică. Nici nu au unii, hai să o spunem și pe dreapta, că n-au primit... Chiar auzeam astăzi sunt pe oameni... colegii dumneavoastră de la Haotic Matinal. Și la farmacie, acum trebuie să cumpere o mască, nu mai poți să cumpere o mască, pentru că farmacista spune, doamne, nu avem decât dacă vrei să iei o cutie sau un număr de măști. Și atunci sunt o grămadă de oameni care nu își permit acest lucru. Și de asemenea... Lucrurile astea trebuie să ajungă acolo unde trebuie. Păi adică au ajuns, să noi știe. Cei de la Pro-România am făcut un proiect de lege, prin care am spus ca persoanele care au o situație financiară,
care se dau, nu știu, o sumă până la 5 milioane, să primească gratuit din partea statului. Nu s-a întâmplat nimic. A trecut aceasta, nu s-a întâmplat nimic. N-am primit, la fel cum s-a întâmplat și cu alocațiile, la fel cum s-a întâmplat și cu pensiile. Degeaba am dat legi în Parlament, pentru că acum se poate orice, din păcate. Se poate orice. Și probabil că și dumneavoastră, ca și noi, vă uitați și la posturile centrale și vedeți licitațiile care au loc în această perioadă. Toți vedem același lucru. Virusul ăsta nu va pleca mâine, că trebuie să fim pregătiți și anul viitor. Se vorbește deja de aducerea unui vaccin în țară. Stați cum notați undeva, nici nu mai știu cât, 670 de milioane de euro alocă pentru el, dar niște doze restrictive, nu pentru toată populația. Deci primii vor fi vaccinați, au și spus, persoanele cu grad de risc, apoi, adică nu, primii doctorii și farmaciști, profesorii să fie ia contact cu copiii. Da. Cred că toți ar trebui. Dar nu asta e o problemă. Eu v-am spus până atunci, până apare acest vaccin, că cu siguranță nu va apărea mâine sau apoi mâine. Vor trece câteva... Și nu vedeți că virusul schimbă valențele? Păi am auzit acum că și vaccinul ăsta n-ar mai fi atât de util, pentru că virusul nu știu ce a Nu se știe și nu se știe nici despre virus mare lucru. Adică îl luăm de pe suprafețe, aerogen. Trebuie să ne protejăm, asta e ce. Trebuie să ne învățăm să trăim cu acest virus, dar să respectăm niște reguli. Dar să respecte toată lumea. Da, și reguli cu spunea dumneavoastră și de bun simț, adică dacă închis, cum spuneați, eu am rămas surprins să nu lași românii deschis, pe din afară. Erau deschise cazinourile până la altă ieri. Adică închizi tot ce poți să închizi, nu mai faci evenimente, nu, dar ține în cazinourile unde oamenii stau și bați acolo. Da, și țăranii au rămas acum, trebuie să spunem, cu perele nevândute, cu merele, stau asta și dau un număr probabil de telefon. Să le vândă la prețuri foarte mici la supermarket. Da, păi eu chiar am găsit ieri la 2 lei, mi-am și notat un număr de telefon de vinde și de acasă, săracul om, 2 lei kilogramul de pere. Păi dacă piețele o să închidă, normal că asta o să fie situația fiecărui, cei care știu să folosească Facebook-ul și alte cele ca să putem să fie găsiți. Hai să spunem și pe asta, nu toți au internet, nu știm dacă prețurile asta rămân pe loc sau cresc. Poate că perioada asta de criză în care trece toată România ne educă altfel. Ne educă, dar putea să fie și să încercăm să ajutăm pe cei care produc la noi în țară. Mai ales că nu te mai întreabă nimeni de ce ai făcut atâtea cheltuieli. Nu te mai întreabă nimeni, ai voie să faci cheltuieli cât vrei tu, că bă, că ne împrumutăm într-una, de eu nu văd unde să duc banii ăștia. Da, asta e o altă disperare a românului. Dacă tot împrumutăm, hai să susținem... Că toate guvernele până la urmă s-au împrumutat. Haideți să susținem firmele ale noastre. Dom'le, am un om care are o firmuliță, o afacere de familie, da, și produce, nu știu, cartofi. 2 tone pe an. Hai să susțin eu ca stat, să-l împrumut cu dobândă zero, să-i dau niște bani ca să producă 4 tone. Acum s-au dat și niște împrumuturi s-au dat târziu. De maniera asta. S-au dat târziu. Dar pe de altă parte am auzit și mulți mici întreprinzători care își închid afacerile, că nu mai pot să le ducă, sau și mai rău, ați văzut cazul lui Horeca, care e deja pe... Horeca este deja... burtă. Sunt foarte mulți oameni care deja o să închidă, cu siguranță o să închidă dacă nu primesc acest sprijin. Uite, o măsură foarte bună care am apreciat-o, dar n-am înțeles de ce a durat atât de mult. Acel șomaj cu 75% care a fost susținut de către statul român. Victor Ponta a ieșit la 2 săptămâni după ce de asta m-am mintit și a spus că l-am cele văzut, 10 da. Măsuri da. Care trebuie luate. S-a făcut o videoconferință, așa. A făcut videoconferință. Nu l-a nimeni în calcul. A trebuit să treacă 5-6 luni ca să pună în aplicare toate cele 10 măsuri propuse de Victor Ponta. Tocmai pe asta vă spun, orgoliul ăsta al nostru, dom'le, că l-a făcut Ponta. Și dacă e bune și salul Ponta, lumea va rămâne cu mintea că tu l-ai pus în aplicare. Cum fac și unii primari acum, care poate sunt niște proiecte începute de fostul primar, dar cel care va tăia acolo pămlicuța este primarul actual. Lumea va ști. Nu mai contează cine taie și dacă mai contează, taie. Contează, să știți, contează, că te vede omul, uite mă cât a făcut. Parcă venim așa cu tare de jos. Ar trebui să renunțăm și mă bucur că dumneavoastră spuneți că sunteți o altă generație cu alte viziuni. Lumea are multe așteptări. E dezamăgită lumea de clasa politică, credeți? Este și mă și întreb cât va fi procentul la vot. Deja auzi că nu merg la vot să se ducă ei. Care mult. Ei? Că nu votează ei și pentru mine, pentru tine și pentru restul. Chiar astăzi am întâlnit un domn la Scoarța și am stat de vorbă cu lui și spunea că nu merge la vot și o să convingă toată lumea și toți vecinii. Deci atunci banii cheltuieți? Să nu meargă. Și spunea, dar de ce să nu mergeți la vot? Și spunea, păi cum să merg domnul Văcaru la vot când mă uit la sectorul 1 ce s-a întâmplat cu sacia de voturi și cu nu știu ce. Dar dacă noi am merge toți la vot și ar fi bifate toate căsuțele alea unde este lista cu permanente cu oamenii care votează, n-ar mai putea să apară acei saci. Dacă ar fi prezența 100%. Haideți să fim noi prezenți și convingem să vină cât mai mulți oameni la vot.
Și veți vedea că atunci nu se mai poate întâmpla, nu se mai pot întâmpla lucrurile astea. Pentru că acei, dacă erau voturi, numai acolo unde nu vine omul. Pentru că la ora 9, când vezi că n-a venit Ion, Maria, Vasile, atunci poți să bagi acele voturi. Dar dacă noi venim toți la vot și ne ducem și votăm, indiferent cu cine, și dacă ne convine, punem pe 3, pe 4, dar să participăm la vot. Dacă vă aud, bagi acele voturi, pa, cum să bagi? Unde e justiția? Ce... Știți, aici păi, e supărarea și frustrarea românului. Eu mă uit la televizor, ca și dumneavoastră, că nu am... Și mă uitam și nu am înțeles. Eu am participat de foarte multe ori. Actul electoral trebuie să fie transparent, trebuie fiind să fie cinstit. Din 99 în politică am fost inclusiv reprezentant al partidului în secție de votare. Eu nu mi-aduc aminte niciodată să fie avut așa, să întoarcem la... Dom'le, se desfac de către președintele, cu vicepreședintele, să ia fiecare vot, se arată la fiecare membru în parte, le pui într-un calup acolo și le numere la sfârșit, facem procesul verbal și plecăm acasă. Deci nu e nimic complicat până nu la urmă. Nu este foarte complicat. Nu este foarte complicat și nu înțeleg de ce trebuie să vii la 1 noaptea să mai scoți dintr-o parte, să bagi în alta. Am zis că îmi doresc să văd partidul acela care va băga votul obligatoriu, pentru că, frate, de la 18 ani până când viața ne va despărți, suntem toți cetățenii ai acestei țări și trebuie cumva să participăm la... Cum spunea și Alex. Nu te mai plânge dacă nici măcar nu vii la vot. Da, da, și o spun la sau fel. Sau implică-te în politică. Înțeleg, da. Bun, nu-ți place de X, de Y, de Z. Nu zice nimeni că nici politica, dar știți, tu da, în politică. Chestia asta cu s-a furat, se tot fură, e pe buzele tuturor și de-aia oamenii sunt dezamăgiți, pentru că pentru ei viața pe toate guvernările n-a fost mai bună, ați văzut? Ce își permite românul să meargă în croazieră, nu știu unde, cu, nu știu, poate cu 3-4 salarii puse deoparte. Pentru că mai sunt și oamenii, eu nu-s de acord. E adevărat, dar știți că toți eu au probleme pentru unul. Și la profesor și la medici la fel, greșește unul, toți sunt aceiași și e normal să fie așa. Hai să dăm șansa și celor care n-au făcut și nu poți să găsești mine dacă te uiți și vrei să cauți ceva la Văcaru sau la... Nu cred că o să găsești niciodată că am avut afaceri cu statul, nu poți să spună un om că i-am făcut rău sau... Hai să găsim și oameni din ăștia, să dăm o șansă. Asta e o întrebare. V-a fost greu să faceți structura aici la Gorj din astfel de oameni? Foarte greu. Să vă spun de ce mi-a fost greu. Am găsit și unii oameni care sunt pe picioarele lor și au venit dezinteresați în politică și n-au făcut niciodată politică, dar sunt foarte mulți oameni care am încercat să-i conving, au venit alături de mine după care au fost amenințați la locul de muncă pentru că lucrau în anumite instituții. Aoleu, iar ridicare dar așa problemă, este, da. Credeți-mă, așa este. Am avut candidați care cu o săptămână înainte de a închide lista, tunem mi-a sunat domnul director și mi-a spus că ar fi bine să nu... Vedeți ce a făcut politica păcat în administrație? Așa este. Și oamenii știu de frică, credeți-mă, pentru că salariile sunt destul de frumoase în... salariile la stat sunt foarte... Nu știu dacă sunt frumoase, dar dacă nu reflectă acum, cred că 1000 de euro e ok să aibă un român, da, să eu se poate descurca. Eu aș zice că e ok să, dar să aibă și cita la privat. Și n-ar mai pleca în străinătate. Pentru că eu mi-aduc aminte, mi-aduc aminte perioada când tatăl meu lucra la stat, da? Și avea mai puțin decât dumneavoastră. Avea mai puțin și s-a dus să lucreze la o societate privată, care da? Și acum e privată. Și era mai bine. Și era mai bine pentru că cel care vroia să aducă mai mulți bani acasă, se ducea să lucreze la privat, pentru că era salariul mult mai mare. Păi știți că acum așa se zice. E bine unul la privat și unul la stat, ca să fie o armonie în familie. Iar acum salariile sunt foarte mari și e bine că sunt mari. Nu zice nimeni că de ce sunt mari. Doamne ferește, eu aș vrea și mai mari să fie. Dar sunt și unele foarte mari, cum și unele sunt și unele pensii, ca și pensiile, da. Chiar unele dau de păi nu vreau să zic nesimțire. Fiecare guvern a spus că pe alea le va rezolva. Dar și... nu, că nu pensiile speciale e o problemă, credeți-mă. Chiar mi-au pe toți că și mie spun, doamne, pensia specială. Păi doamne, nu sunt multe poate până de la, ajung eu la pensie specială, eu nu știu dacă ajung la pensie, mă la specială. Eu renunț la ea și acum, dacă se simte vreun cineva mai bine că renunță Alin Văcaru la pensie. Dându-ne salariu acum să trăiesc când sunt în puterea forței, da? Când sunt puternic și sunt tânăr, dăm salariu și normal, cu în baza contribuției mele, voi avea și o pensie foarte bună. Dar când vezi că un om a avut un salariu 5 lei și acum are pensia 10 lei, ce face? Adică că nu la mai pensie dă mai mult da, decât da. Avea salariul. Nu e normal să fie așa. Mai avem doar vreo 5 minute. Iată ce repede trece emisiunea. Niciodată nu ne ajunge să vorbim câte am avea de spus. Și o să-l întreb și pe domnul Alexandru, având în vedere că suntem pe finalul emisiunii, dar nu e doar începutul campaniei. O să ne tot vedem pe aici toată luna. Și vreau să vă întreb acum, având în vedere că ați venit în Gorj, veți sta non-stop aici, veți reuși să bateți la picior așa, dor-to-dor, chiar dacă e pandemie și cu măsurile de rigoare, tot ce v-ați propus?
Vă dați seama, în momentul în care am acceptat această candidatură, mi-am asumat. Ia zi, știu la ce m-am înhămat. Dar e de o lună aici chiar. Da. Îmi doresc ca în perioada asta de 30 de zile, în măsura în care să ne mă fac permită, cunoscut. Bineînțeles, da. Vreau să discutăm cu cât mai mulți gorjeni. Ne-am făcut un calendar pe fiecare zi. Da, și nu v-am întrebat ce făceați în București, că poate omul vrea să știe profilul. Până acum două săptămâni am fost consilier general la Primăria Municipiului București. Iată, aveți în administrație... Sunt economist de profesie și lucrez în sistemul bancar. Super. M-am suspendat în perioada aceasta de campanie și vreau să mă dedic 100% acestui proiect. Bravo și succes! Și domnul Văcaru, vă las pe noastră ultimele minute. Eu l-am cunoscut acum recent pe Alex, dar am rămas și mi-a plăcut foarte mult când am văzut că inclusiv colegii de la București, de la sectorul 5, sunt alături de el în campanie la Gorj. Asta spune multe despre ce fel de om este Alex, dacă acei oameni care vin din București pleacă departe de familiile lor ca să-l susțină pe Alex să ajungă în Senatul României. Să nu uităm că aveți un lider care se pricepe bine la mobilizarea tinerilor, pentru că el mult a fost și la Tineret, Ponta. Asta spuneam, toți liderii de la PSD, de la Tineret, se regăsesc acum în Pro-România, de la Bănicioiu, Gabi Petrea, Victor Ponta și Gabriela Podașe, care eram toți acolo la conduci. Toți suntem acum în Cătălin Nichifor. Toți ne-am regăsit acum în acest proiect al lui Victor Ponta, pentru că vă spuneam, este un proiect nou. Sunt și oameni noi, dar sunt și oameni care sunt tineri, cum sunt și eu, și cu alți colegi de-ai mei, care au experiență. Și bineînțeles că avem nevoie și de oameni mai în vârstă, care au înțelepciune și experiența dumnealor. Avem nevoie de ei. Și, și cu alte cum vă înțelegeți acum? Că atunci când se fac foarte alianțe, aoleu, ce discuții. La noi n-a fost o problemă, pentru că am înțeles, știți cum e, când ești într-un partid politic, este important să respecti niște reguli. De la și majoritatea decide. Dacă decizia o ia majoritatea, trebuie să ne supunem deciziile majorității, pentru că n-au luat-o de nebune acei oameni. Știți că eu mă amuzam acum și râd că lumea zice așa, se ceartă pe Ciolan, știți? Nu, că e în capul fiecăruia. La noi chiar n-a fost. Da. Eu oricum aveam o relație foarte bună și cu colegii de la ALDE la Gorj, aici mă înțelegeam foarte bine și cu domnul Inel Mujea și cu doamna Mădălina, cu Ramona Oprea, domnul Borcan, cu toți m-am înțeles foarte bine. Și mergeți ca o echipă. Mergem ca o echipă în campanie, da. Mai avem, cât mai avem? Un minut, două? Mi-arată unul. Mai avem, așa că în ultimul minut, ce le spuneți la cei care vă vor alege? Sau păi nu, în primul rând, vreau să doresc să fie sănătoși, să le spun să aibă grijă, să se protejeze, să respecte toate regulile care ni le spun cei specialiștii, pentru că va veni o perioadă foarte grea și numai noi putem să ne ferim să nu ajungem, Doamne ferește, să ne îmbolnăvim și, Doamne ferește, să ajungem chiar la terapie intensivă, ce vorbeam. Este nevoie în această perioadă să ascultăm toate sfaturile și să respectăm, pentru că, v-am spus, nu se respectă peste tot, din păcate. Respectăm unii și alții nu respectă. Și atunci n-am făcut nimic. Degeaba am stat eu sau dumneavoastră 14 zile în izolare dacă altul n-a stat în izolare. Trebuie să le respectăm, pentru că numai noi ne putem proteja. Așteptări de la cei care ne conduc, din păcate, eu unul nu am și atunci încerc atât eu și în primul rând mă gândesc la mine, dar mă gândesc și la familia mea, la părinți, la copii, la soție, pentru că pot să le aduc această boală. Și să-i rog să iese la vot. Să iese la vot, să voteze, că au de unde să aleagă. Sunt foarte multe la noi la Gorj, dacă nu mă înșel, sunt 15, 14 și candidați independenți. Toate că nu prea pot să facă mare lucru în Parlament, dar dacă îl apreciază pe acel om, poate să intră în echipă cu să cei vă dați care... mâna, cum a zis la început, pentru bine la gorjenilor. Dar eu sunt convins că vom avea un rezultat pe măsură, mai ales că atât eu cât și Alex vom face tot ce ține și echipa noastră de campanie, vom face tot ce ține de noi, să fim mulțumiți și satisfăcuți că am făcut tot ce se putea face și eu cred că și rezultatul va fi pe măsură. Domnilor, eu vă mulțumesc mult că, iată, am început campania cu dumneavoastră, ne vom vedea frecvent pe aici. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc toate cele bune și nu uitați să vă protejați în fiecare zi, în fiecare minut, în fiecare oră. Numai bine, la revedere! Vot la obiect. Promovare electorală.